Mâncătorul de alge siameze aparține acelor locuitori ai rezervoarelor, a căror prezență este o condiție prealabilă pentru existența stabilă și îndelungată a sistemelor de acvariu de apă dulce. Cu toate acestea, majoritatea acvariștilor începători și profesioniști neglijează reproducerea acestei creaturi, deoarece o consideră nu numai capricioasă, ci și destul de dificil de cultivat. Prin urmare, în acest articol vom înțelege în detaliu ce este această creatură, care sunt principalele obstacole și dificultăți în așteptarea și creșterea unui mâncător de alge siameze. Descriere. Mâncătorul de alge siameze este o specie care aparține peștilor din familia carp. Familia carp include și pești precum barbele, coada de voal, pește zebrărerio. Acest animal joacă un rol cheie în reducerea numărului de alge nedorite, a căror reproducere abundentă duce la turbiditate severă a apei și la deteriorarea indicatorilor săi sanitari și biologici. De-a lungul anilor de cultivare și reproducere activă, această specie de pește a reușit să câștige o atenție extraordinară, deoarece cultivarea acestei specii este încă considerată cea mai eficientă modalitate de a combate un astfel de dăunător al ecosistemului acvariului, precum barba neagră. Pentru a elimina complet acvariul de 100 de litri de barbă neagră, sunt suficienți doar 2 indivizi ai consumatorului de alge siameze. Știați? Cel mai mare din lume este acvariul Georgia din Atlanta. SUA, capacitatea sa este de aproximativ 34 de milioane de tone de apă. Nu este dificil să deosebiți acest pește de alte specii. Animalul are un aspect caracteristic și o structură corporală. Corpul acestui pește este lung, nodulos și aplatizat, iar lungimea sa totală la adulți atinge 15 la 16 cm, în condiții artificiale de până la 10, dar culoarea sa este predominant verde-maroniu, spatele este mai închis, abdomenul este mai deschis. În partea din față a corpului, în regiunea buzei inferioare, peștele are 2 antene scurte, la fel ca majoritatea rudelor. Aripioarele mâncătorului de alge siameze sunt transparente, fără nicio culoare. Coada este în mod excepțional cu 2 lobi. Una dintre trăsăturile caracteristice animalului este o dungă longitudinală neagră pe corp de la cap până la coadă. Una dintre cele mai semnificative trăsături distinctive ale acestui pește în raport cu speciile înrudite este postura caracteristică de odihnă. Doar reprezentanți cu adevărat reali ai consumatorilor de alge siameze, aflați în repaus, se sprijină pe substrat cu aripioarele și coada pelvină, fără a deranja aripioarele pectorale. În plus, doar reprezentanții acestei specii sunt capabili să schimbe culoarea benzii de pe corp în nuanțe de gri deschis în caz de pericol în momentul stresului. Știați? Prezența consumatorilor de alge siameze în ecosistemul acvariului ajută la reducerea stresului general la multe specii de pești, de exemplu, ciclide pitice. Acest pește are un caracter afectuos și cu minte, așa că rareori manifestă agresivitate. Devoratorul de alge aparține speciilor de pești de școlarizare, respectiv, acest animal acvatic se dezvoltă cel mai favorabil. O familie numeroasă, dar acești pești pot exista ca un singur exemplar sau în perechi. Peștii de școală includ, de asemenea, cum ar fi spini, Macracanthus, trăind în natură. Habitatul natural al acestei specii este teritoriul Thailandei, Indoneziei, insula Sumatra. În condiții naturale, acest pește crește și se dezvoltă în râuri și pâraie puțin adânci, cu un fund nisipos sau stâncos. Într-un astfel de corp de apă, trebuie să fie prezent un complex subacvatic de părți inundate de copaci. În astfel de condiții, cel mai favorabil fond este creat pentru dezvoltarea multor soiuri de alge. Principalul aliment al acestui pește, întreținerea și îngrijirea în acvariu. În ciuda originii sale exotice, acest pește aparține unor animale care se adaptează destul de fericit la orice condiții de mediu. Dar pentru ca ea să se simtă cel mai confortabil, mâncătoarea de alge siameze ar trebui să aibă condiții optime de detenție și îngrijire adecvată. Numai în acest caz, peștele cumpărat vă va încânta mulți ani. Știați? Păstrarea peștelui își are originea în China în timpul dinastiei Tang,
care datează din 618 la 907. Această pasăre acvatică se va simți cel mai bine în acvarii cu imitarea maximă a habitatului său natural. În aceste scopuri, este imperativ să acoperiți fundul cu cele mai mari pietre sau blocaje. În plus, trebuie să se asigure că se observă un debit moderat de apă în rezervorul artificial. De asemenea, este important să controlați indicatorii chimici generali ai mediului. Apa trebuie să fie neutră sau ușor acidă. pH 5,5 la 8. Duritatea trebuie să fie cuprinsă între 5 la 20 după Hristos, bine, iar temperatura trebuie menținută la plus 24 la 26 grade. Afla cum se determină duritatea apei și temperatura optimă a apei în acvariu. La fel ca alte specii de pești, al căror habitat natural este apa curgătoare, această pasăre acvatică nu tolerează acumularea excesivă de compuși organici în apă. Prin urmare, pentru a evita bolile la pești, ar trebui să schimbați în mod regulat apa din acvariu și, de asemenea, să curățați fundul rezervorului de contaminanți grosiere. În plus, nu uitați că acvariul trebuie să fie echipat cu un sistem automat de purificare a apei. Important! În ciuda faptului că mâncătorul de alge siameze este o specie de pești de școlarizare, nu ar trebui să suprapopulați acvariul. Numărul maxim de indivizi dintr-o specie la 100 litri de apă nu trebuie să depășească 6. Compatibilitate acvariu. După cum s-a menționat mai sus, acești pești nu diferă în ceea ce privește agresivitatea evidentă față de reprezentanții florei și faunei. De multe ori se înțeleg bine cu majoritatea rudelor de dimensiuni comparabile. Ca locuitor al acvariului, pești precum minori, cocos de peste, purtător de sabie, peștișor de aur, moli, pește papagal, rodostom, ciclide, ciclazom. Cu toate acestea, există mai multe recomandări în rândul acvaristilor profesioniști cu privire la compatibilitatea acestei specii cu alți reprezentanți ai organismelor vii, pe care le vom discuta mai detaliat mai jos. Vecinii nedoriti pentru aceste animale acvatice sunt specii de pești voalati. Din moment ce mancatorii de algei zero ies adesea notatoarele. De asemenea, ar trebui să evitați apropierea lor de labe în două culori. În condiții naturale, consumatorii de labe și alge sunt concurenți teritoriali, prin urmare, coabitarea lor se termină adesea prin distrugerea completă a uneia sau a celeilalte specii. Merită să nu uităm că nu toată vegetația acvatică va coexista la fel de bine cu consumatorii de alge. Cu hrană inadecvată, acești pești pot mânca cu ușurință rădăcini de rață și zambile, ceea ce va afecta negativ starea generală a acestor plante. În plus, toți iubitorii de mușchi acvatici ar trebui să uite și de combinația acestui grup de plante cu pești. Faptul este că mușchii sunt o adevărată delicatesă pentru un mâncător de alge, deci o astfel de conviețuire duce la exterminarea completă a populației de plante. Hrănire. Principalul aliment pentru acest pește este în mod tradițional o varietate de alge, dar în majoritatea cazurilor acest aliment nu va fi suficient pentru peștii dintr-un acvariu simplu. Pentru a asigura animalului o nutriție optimă, acesta ar trebui alimentat suplimentar cu furaje artificiale ca hrană pentru pești Daphnia, Gammarus. În aceste scopuri, orice soiuri și tipuri de furaje sunt adecvate, dar principala regulă a elaborării unei diete bogate pentru acești pești este de a le oferi o cantitate suficientă de legume proaspete. În aceste scopuri, oricare dintre tipurile lor, cu excepția culturilor de rădăcini, sunt potrivite, dar înainte de a hrăni peștele cu ele, legumele ar trebui să fie mai întâi udate cu apă clocotită. Important! Pentru ca mâncătorul de alge siameze să își îndeplinească funcțiile eficient, animalul nu trebuie supraalimentat cu alimente suplimentare. În caz contrar, peștii pot abandona complet utilizarea algelor,
iar importanța sa ridicată pentru acvariu se va usca. Bolile, tratamentul și prevenirea acestora. Adesea acești pești nu sunt predispuși la boli, dar dacă regulile și recomandările de mai sus pentru păstrarea unei persoane din această specie nu sunt respectate, se pot îmbolnăvi destul de grav. Neglijarea curățeniei în acvariu și calitatea alimentelor poate reduce serios funcțiile de protecție ale sistemului imunitar. Drept urmare, infecțiile periculoase virale sau bacteriene pot ataca peștii. În cazul oricăror patologii ale tegumentelor externe sau a comportamentului consumatorilor de alge siameze, primul lucru de făcut este să analizăm cu atenție starea apei din acvariu. Dacă parametrii săi diferă de norma acceptată, trebuie să o reparați cât mai repede posibil, precum și să înlocuiți apa ei bine. În cazul leziunilor infecțioase grave ale peștilor, apa este îmbogățită cu agenți antibiotici speciali. În ciuda dezvoltării active a acvaristicii moderne, principala condiție pentru prevenirea bolilor și a morții peștilor este respectarea atentă a standardelor sanitare și igienice ale apei, precum și a condițiilor de întreținere și hrănire a acestora. Important! Înainte de a trata peștii cu medicamente extrem de active, este imperativ să se consulte un medic veterinar, altfel automedicația poate duce la moartea ființelor vii. Reproducerea. Destul de ciudat, dar astăzi nu există date oficiale care să indice capacitatea acestor pești de a se reproduce în condiții artificiale. Deci nu va funcționa pentru a obține descendenții acestei specii acasă. În captivitate, este, de asemenea, imposibil să se reproducă pești precum somn acvariu, arovana, chirurg pește albastru. Persoanele care sunt în vânzare sunt crescute în ferme speciale cu utilizarea de medicamente hormonale puternice sau sunt prinși în condiții naturale. Algele siameze sunt una dintre cele mai valoroase și foarte importante specii pentru hobby-ul modern al acvariului. Acesta este unul dintre puținii pești capabili să joace rolul unui filtru natural al unui rezervor artificial, care ajută la combaterea cu succes a dezvoltării speciilor sălbatice de floră de apă dulce. În plus, acest animal este nepretențios și are și calități decorative bune. De aceea, fiecare proprietar al unui rezervor artificial ar trebui să dobândească această specie. Distribuie pe rețelele de socializare